Stresul este o parte normală a vieții. Acesta poate proveni din cauze fizice, cum ar fi să nu dormi suficient sau să ai o boală. O altă cauza a stresului poate fi una emoțională, cum ar fi îngrijorarea cu privire la lipsa banilor sau moartea unei persoane dragi. Stresul poate proveni din cauze mai puțin dramatice, cum ar fi obligațiile și presiunile de zi cu zi, care te fac să te simți că nu deții controlul. Răspunsul corpului tău la stres ar trebui să te protejeze, dar dacă este constant, vă poate face ce rău. Hormonul cortizol este eliberat ca răspuns la stres. Studiile sugerează faptul că nivelurile ridicate de cortizol, cauzate de stresul pe termen lung, pot crește colesterolul din sânge, trigliceridele, glicemia și tensiunea arterială. Aceștia sunt factori de risc obișnuiți pentru bolile de inimă. Chiar și stresul minor poate declanșa probleme cardiace, cum ar fi fluxul sanguin slab către mușchiul inimii. Aceasta este o afecțiune în care inima nu primește suficient sânge sau oxigen și stresul pe termen lung poate duce la formarea de cheaguri de sânge. Acest lucru face sângele mai lipicios și crește riscul de accident vascular cerebral. Alte simptome ale stresului sunt durerile, scăderea energiei și a somnului, sentimente de anxietate, furie și depresie, nerăbdare, uitare. Oamenii răspund diferit la situațiile stresante. Unii acționează puternic la o situație, alții sunt relaxați și indiferenți. Din fericire, poți reduce efectul stresului asupra corpului tău. În primul rând, identificați situațiile care provoacă stres. Deși este dificil, încercați să vă controlați reacțiile mentale și fizice la aceste situații stresante. Încercați următoarele sugestii pentru a vă ajuta să gestionați stresul și să vă mențineți inima sănătoasă. Tratament pentru depresie constantă sau anxietate. Depresia și anxietatea vă pot crește riscul de a muri de bol de inimă dacă aveți deja. Cercetările sugerează faptul că anxietatea pe termen lung sau stresul emoțional pot crește riscul de moarte subită cardiacă. Pentru a reduce nivelul de anxietate, încercați activități care reduc stresul, cum ar fi yoga, meditația sau alte metode. Alcoolul, tutunul și cofeina pot crește sentimentele de anxietate și vă pot crește stresul și tensiunea arterială. Reducerea sau renunțarea la aceste substanțe vă poate ajuta. Ca să reduceți anxietatea și stresul, relatează avantaje.ro.